Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Manifestările de nemulțumire venite din partea părinților și chiar a cadrelor didactice în urma înlocuirii celor aproximativ 100 de directori de școli din județul Alba nu s-au lăsat mult așteptate. Astfel că o săptămână înainte de începerea noului an școlar, locuitorii comunei Fărău au început să protesteze, arătându-și astfel dezacordul față de numirea noului director. Nemulțumiți de numirea în funcția profesorului Gatea Donica, mai mulți părinți din comuna Fărău s-au prezentat încă de dimineață la școala din localitate pentru a sta de vorbă cu noul conducător al unității de învățământ și pentru a-și spune punctul de vedere. Noi avem pe domnul profesor ca să ne fie un profesor foarte bun. Un profesor. Dumnealui trebuie să se ocupe de elevi. Nu putem nici să spunem că nu e un profesor bun, e un profesor bun. Nu negăm. Da, noi vrem un director ca să se ocupe de elevi. Și de școală. Doamna profesoară a fost bună, domnul profesor a fost bun, dar noi vrem un director să ne și conducă. Pentru că domnul profesor, fiind în funcția de director, atunci nu se mai poate ocupa de elevi cum a profesor. Da, profesionalismul domnului profesor Donică îl contestă rezultatele. Media generală, când s-a terminat clasa 8-a, a fost de 4-20 pe clasă. Dacă dumneavoastră, ca și părinți, sunteți mulțumiți, mergem în continuare înainte. Copii de nota 9-10, de note 10 pe linie, se ia 2 la examenul de capacitate. Se poate așa ceva? Nu. Nu se poate așa ceva. Sunt părinte, am copii, mi-am dus de aici, din motivul ăsta i-am dus de aici copii. În același timp. Se aduc înapoi, că s-a pus școala la punct, se aduc copiii înapoi. Ce copii se aduc înapoi? Că s-a dat totul peste cap. Dorința părinților este ca la conducerea școlii să rămână doamna profesoară Ofelia Ioana Bordeian, care, în opinia lor, și-a luat în serios atribuțiile și a făcut ordine în școală doar într-un singur an de mandat. Noi ne susținem opinia de a rămâne doamna Ofelia Bordeian directoare, din cauza că de când a fost dânsa directoare în această școală, s-au realizat foarte multe. Am în brațe documente și putem afirma cum că s-au făcut concursuri sau avem diplome de la copii, avem poze cum a preluat dânsa școala, avem poze cum arată acum actuala școală, avem atâtea premii de la copii cum au participat. De când a venit dânsa, s-a scos școala din anonimat. Categoric, copiii noștri sunt alții, s-au realizat. Sunt plini de bucurie, sunt plini de viață. Și acum să primim din nou un alt director și să avem din nou ceea ce a fost până acum. Vizibil supărați de această numire pe criterii politice a noului director, părinții au început să protesteze vehement, huiduind și vociferând de fiecare dată când noul director ar fi dorit să-și susțină punctul de vedere. Suntem foarte nemulțumiți pentru că domnii profesori, de la când s-a început anul trecut școala, nu au fost de acord cu doamna directoare. Doamna directoare le-a impus să orele să înceapă la ora 8 și să plece la școală, de la școală la ora 2. Și dumnealor nu au vrut. Când era doamna Hoștiuc directoare, începeau la 8:30, plecau la autobuz, plecau la 12 din școală. Doamna Hoștiuc, anul trecut, concedii medicale câte au vrut dânsa. Nu spune că când nu și-au făcut orele. Și au lăsat pe copii câte două săptămâni. De ce nu-l vreți pe directorul care este pus acum? Nu-l vrem pentru că dumnealui a mai fost director și și-a dat demisia. Nu au făcut. Deci doamna a făcut treabă de când a început. S-o la pe copii la ore, le zice în tot felul când intră la ore. Niciodată nu a fost mulțumit de copii să zică mai și o mulțumită la vreo ședință să ne spună. S-au văzut rezultate mai bune la învățătură de când era... S-au văzut și rezultate mai bune la învățătură și copiii erau la școală. Știai că-s la școală, altfel erau tot pe drum. Printre protestatari s-au aflat și cadre didactice din această instituție și care își doresc să fie conduși de oameni competitivi. În opinia dânșilor, doar fosta directoare a contribuit la dezvoltarea acestei școli prin interesul acordat atât ridicării nivelului de cunoștință al elevilor, cât și datorită unei bune administrări a școlii. Și aici au rămas un an de zile, până când a venit doamna, a chemat om care ne-a legat frumos și uitați cum arată sala noastră de aici. Actualul director susține că nu și-a dorit această funcție și prin urmare va ține cont de părerea părinților și se va gândi serios în următoarele zile dacă mai rămâne în fruntea acestei școli sau nu. Deci noi dorim oameni capabili, oameni care au obținut rezultate, care pot fi demonstrate cu diplomele pe care le-au obținut în bună colaborare cu doamna director, ce cu părinții. Ce să facem dacă nu se schimbe directorul? Păi ce să facem?
Eu sunt cadru didactic aici, sunt colegă cu doamna, fostă director. Eu îmi spun părerea mea proprie, mai mult. Ei vor să-mi dau demisia din funcția de director, pe care, repet, nu am solicitat-o, este o îndatorire de serviciu. Și o să vă dați demisia sau ce o să faceți? Păi asta este o opțiune personală, trebuie normal să gândesc la rece, în condițiile pe care le-ați văzut, nimeni nu poate să ia decizii. Nu sunt extrem de dornic să dețin, pot să spun chiar deloc dornic să dețin funcția de director. Protestul părinților din comuna Fărău a fost susținut moral și de primarul din localitate, care este în asentimentul celor care și-au manifestat nemulțumirile astăzi la școală. Bacalaureat diferențiat din 2013. Proiectul a trecut ieri de Comisia de Educație din Senat, iar dacă va fi adoptat, absolvenții care nu doresc să meargă la facultate vor putea opta pentru un examen profesional. Proiectul Ministerului Educației a trecut miercuri de Comisia de Resort din Senat, iar dacă va fi adoptat, elevii care vor termina liceul în 2013, dar și cei care nu au reușit să promoveze în anii anteriori, vor da bacalaureatul diferențiat. În funcție de planurile pe care le are elevul de a intra în piața muncii sau de a-și continua studiile, acesta are două variante, bacalaureatul profesional sau cel național. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a motivat apariția proiectului. Era cât se poate de limpede că cel care promovează bacalaureatul profesional are acces numai pe piața muncii, nu și în învățământul superior. Bacalaureatul profesional este permisul de acces pe piața muncii. Angajatorii sunt reticienți să îi angajeze pe cei care termină liceul, dar nu au luat bacalaureatul, mulți absolvenți fiind șomeri. Probele de competență vor fi comune la cele două bacalaureate, respectiv examenele orale de limba română și de limba străină și competențele digitale. Încă nu am primit o metodologie în acest sens, dar pot să vă spun că bacalaureatul va fi sub două forme, bacalaureatul normal, cum a fost până acum, și bacalaureatul tehnologic. Ce pot să vă spun? Cei care vor opta pentru bacalaureatul normal pot să meargă la o școală post-liceală, și anume școlile profesionale, dar pot să opteze și pentru universități. Cei care vor opta pentru bacalaureatul tehnic pot să opteze doar pentru școlile post-liceale, nu pentru învățământul universitar. Dacă cei care au dorit și a optat pentru un bacalaureat tehnic și peste un an, doi, s-au pregătit și doresc să urmeze cursurile unor universități sau facultăți, pot să mai dea încă o dată bacalaureatul normal și dacă îl iau cu note de absolvire, atunci pot să urmeze și cursurile universitare. Bacalaureatul profesional va consta în următorul examen, un proiect și o probă practică și o lucrare scrisă la educația antreprenorială. Realocările financiare de toamnă au adus 60 de milioane pentru investiții în irigații. Începând din 3 septembrie, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, APDRP pune la dispoziția celor care vor să investească în irigații și lucrări de îmbunătățiri funciare, sume care pot ajunge la 1 milion de euro. În urma solicitărilor primite din partea organizațiilor de profil, Autoritatea de Management pentru PNDR a suplimentat fondurile pentru măsura 125, componenta A1, irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare. După sesiunea din primăvara anului 2011, pe aceeași măsură au mai rămas disponibil 25,5 milioane de euro. De acești bani pot beneficia organizațiile utilizatorilor de apă, dar în județul Alba, dacă mă interesează în special, și în regiunea 7 Centru, nu am avut până acum cereri pentru aceste fonduri. Cei 60 de milioane de euro disponibili pentru sesiunea din luna septembrie pot fi solicitați pentru investiții în modernizarea sau retehnologizarea sistemelor de irigații, inclusiv pentru stații de pompare sau de contorizare, precum și pentru lucrări de îmbunătățiri funciare care să asigure funcționarea optimă a sistemelor de irigații. Aceste investiții pot fi de utilitate publică și pot deservi întreaga comunitate, iar în acest caz solicitările trebuie să vină din partea primăriilor comunale. De aceea am discutat pe viitor cu doi primari care au în acest moment, care au la noi proiecte, să ceară prin asociațiile lor ca aceste fonduri să fie îndreptate și către primării prin investiții, așa cum sunt 322, măsura 322 care este pentru apă, canal, drum, tot la fel să poată primăriile, să beneficiarii publici să poată face sisteme de irigații pe terenurile aparținătoare comunelor respective.
Până în prezent, la nivel național, pentru măsura 1.2.5, APDRP a selectat pentru finanțare 465 de cereri, prin care s-au solicitat peste 500 de milioane de euro. Dintre acestea, 48 de proiecte cu o valoare de aproximativ 63 de milioane de euro prevăd investiții în infrastructura de irigații. Anul școlar 2012-2013 va începe pe 17 septembrie și se va încheia pe 21 iunie 2013. Săptămâna decalată va fi recuperată în primăvară, când a fost programată doar o săptămână de vacanță, în loc de două, cum a fost prevăzut inițial. Deși începe cu o săptămână mai târziu, anul școlar 2012-2013 va avea tot 36 de săptămâni, câte erau prevăzute. Elevii nu vor mai avea însă două săptămâni de vacanță de primăvară, ci doar una între 6 și 14 aprilie 2013. Așteptăm în cursul zilei de astăzi sau mâine exact structura. Semestrul întâi încep cursurile 17 septembrie până în 21 decembrie 2012, în 29 octombrie, 4 noiembrie, vacanța de toamnă pentru învățământul primar și preșcolar, vacanța de iarnă, 22 decembrie, 13 ianuarie 2013, semestrul 2, cursuri, 14 ianuarie, 5 aprilie 2013, vacanța de primăvară, 6 aprilie, 14 aprilie, deci observați că este doar de 7 zile, cursuri, 15 aprilie, 21 iunie 2013, vacanța de vară, 22 iunie, 8 septembrie. Tezele din semestrul întâi se susțin până la data de 30 noiembrie 2012, iar tezele din semestrul al doilea se susțin până la data de 25 mai 2013. Săptămâna 1-5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit Școala Altfel. În foarte scurt timp, circulația de la intrare în Sebeș dinspre Alba Iulia va fi restricționată datorită lucrărilor ce se efectuează la autostrada Orăștie-Sibiu. Autovehiculele vor fi dirijate pe o cale de acces ocolitoare care va pleca de la ieșirea din Lancrăm pentru a putea face legătura cu podul de peste calea ferată ce mărginește municipiul Sebeș. Basculante încărcate cu balastru făceau astăzi un dute vino peste șoseaua de intrare în Sebeș, fapt pentru care doi angajați ai firmei ce efectuează lucrările la autostradă dirijau circulația. Calea de acces pe care se va devia în scurt timp traficul rutier este aproape în întregime asfaltată și e chestiune de o zi sau două până când va prelua circulația din zonă. De remarcat că drumul național 1 ce face legătura între Alba Iulia și Sebeș va fi ridicat pe piloni în această porțiune, iar autostrada va trece spre Sibiu pe dedesubt. După ritmul alert în care se efectuează lucrările, e foarte probabil ca șoseaua de centură să fie finalizată până la sfârșitul anului, iar autostrada să se dea în folosință pe 9 aprilie 2013, adică la termen. Proiectul Autostrada Orăștie-Sibiu face parte din programul operațional sectorial transport și este cofinanțat din fondul de coeziune. Valoarea totală a proiectului este de peste 610 milioane de euro, din care aproximativ 510 milioane de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene. Traficanții de țigări reținuți săptămâna trecută de oamenii legii vor fi cercetați în stare de libertate. Instanța a respins solicitarea procurorilor de arestare preventivă pentru doi dintre inculpați, dispunând față de aceștia măsura de a nu părăsi localitatea. Față de alți patru inculpați, s-a dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara. În cauza au fost efectuate simultan în data de 30 august, sub coordonarea procurorilor, mai multe percheziții domiciliare la locuințele inculpaților. 10 dintre percheziții au avut loc în Bihor, iar una în Alba Iulia. Au fost identificate și ridicate 48.800 de țigarete, 17 litri de alcool, 25 de kilograme de tutun și 24 de kilograme de cafea, care provin din contrabandă, precum și sumele de 61.000 de lei, 750 de euro, 500 de lire sterline și 1.500 de forinți, banii a căror proveniență nu a putut fi justificată de către persoanele percheziționate. Faptele s-au petrecut în perioada aprilie-august 2012. Inculpații au fost aduși pentru audieri la sediul IPJ Alba. 10 ani de închisoare pentru Marius Alexa, autorul uneia din cele mai mari înșelăciuni imobiliare din ultimii ani, a fost condamnat luni de Tribunalul Alba. Sentința poate fi atacată cu recurs. Marius Alexa a fost condamnat în lipsă fiind stabilit în Dubai, unde se bănuiește că a dezvoltat mai multe afaceri tot în domeniul imobiliar. Tribunalul Alba a hotărât condamnarea inculpatului la o pedeapsă de 10 ani de închisoare. Alexa mai trebuie să plătească despăgubiri în valoare de aproximativ 365.000 de lei și 450.000 de euro către 11 familii și o societate comercială. Alexa a construit prin intermediul firmei Meridian Construct un cartier de 18 locuințe. Mai mulți cumpărători au fost înșelați și au plătit
plătit dublu valoarea caselor. Au depus plângeri penale, iar afaceristul a fost trimis în judecată de procurori. Marius Alexa mai are 2 condamnări la închisoare pentru infracțiuni de evaziune fiscală, iar dosarele sunt în fază de recurs la Curtea de Apel Alba Iulia. Consiliul Județean Alba, alături de Primăria Comunei Albac, organizează la sfârșitul săptămânii cea de-a 8-a ediție a Târgului Național de Turism Rural de la Albac. Partener în organizarea acestui eveniment este și Antrec Alba. Ca și în anii trecuți, târgul oferă o serie de surprize participanților, programul adresându-se deopotrivă profesioniștilor din sectorul turistic, dar și simplilor vizitatori aflați în zonă. Manifestările se vor deschide oficial sâmbătă 8 septembrie, la ora 10, când participanții au ocazia să viziteze standurile amenajate pentru a gusta produsele gătite în cadrul concursului gastronomic. Cea de-a 2-a zi a târgului este rezervată festivităților de premiere și spectacolului folcloric, care va închide manifestările. De remarcat este faptul că și anul acesta se organizează concursul de pescuit Aventurii Napuseni, concurs mult îndrăgit de participanții de până acum, ce va începe din preziua târgului joi 7 septembrie și se va încheia duminică 9 septembrie, având în total 4 manșe de întrecere. 64 de vinuri au fost medaliate cu aur și argint în cadrul concursului național Strugurele de Aur. Cel mai apreciat a fost un vin de colecție din anul 1986 din soiul Feteasca Albă, care a fost notat cu 92,67 de puncte din 100 posibile. În cadrul concursului s-au jurizat 162 de probe de vinuri albe, roze, roșii și spumante trimise de 27 de producători din România. Pe parcursul celor 2 zile de concurs, jurizarea a fost realizată de 3 comisii, a câte 5 membri. Cel mai vechi vin prezentat la acest concurs a fost din colecția Cramei Cotnar și a fost o grasă din 1979. Medaliile acordate au fost la 40% din totalul vinurilor jurizate. Astfel s-au acordat 64 de medalii, dintre care 42 de aur și 22 de argint. Cea mai mare notă din concurs a fost acordată unui vin de colecție din anul 1986 din soiul Feteasca Albă, produs în zona Iași-Bucium. Am avut vinuri foarte bune anul acesta, vinuri corecte, foarte bine pregătite tehnologic, ceea ce demonstrează profesionalismul tuturor producătorilor care au trimis probe la acest concurs. Vinurile au fost de calitate foarte bună, a fost destul de greu pentru comisie să aleagă și să noteze probele, pentru că, dacă urmăriți, notele sunt foarte apropiate, au fost foarte multe vinuri bune și din această multitudine de vinuri foarte bune, a trebuit să le alegem pe cele mai bune. Sunt convins că și anul acesta juriul și-a făcut datoria și a ales cerea mai bună spre premiere și sunt convins că numărul mare de participanți spune un lucru, este un concurs important pentru producătorii de vinuri din țară. Dintre producătorii locali, Jidvei a luat 10 medalii, dintre care 7 de aur și 3 de argint, Domeniile Boieru 2 medalii de aur, Castel Vinum 1 medalie de aur și 3 de argint, iar Cramele Haleud, Podgoria Sebeș-Apold 1 medalie de aur și 1 medalie de argint. Cea de-a 12-a ediție a Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur debutează mâine la Alba Iulia. Au fost selectați 48 de concurenți din 28 de județe, dar și din Republica Moldova și Serbia. Noutatea acestei ediții o reprezintă introducerea televotingului, în urma căruia va fi acordat premiul de popularitate al publicului. Programul festivalului din acest an este format din recitaluri vocale și instrumentale, precum și din recitaluri susținute de ansambluri folclorice, de amatori din zona Târnavelor și Valea Mureșului. După cum știți, e un festival foarte, foarte apreciat. Pentru noi, pentru județul Alba, este, să spun, o mină de aur ceea ce privește promovarea imaginii județului. Trebuie să mulțumesc acum la început pentru 12 ediții și pentru tot care vor urma. Din cei 84 de concurenți prezenți la preselecții, au fost selectați 48 cu vârste cuprinse între 16 și 32 de ani. Concurenții provin din 28 de județe din Republica Moldova și Serbia. Vor interpreta câte 2 piese obligatorii și eventual o piesă din secțiunea a 3-a, Drumul Vinului, Țara Vinului. Este un festival unde sunt descoperite și promovate talentele tinere ale copiilor noștri. Suntem foarte mulțumiți că
tinerii au înțeles că este necesar să te pregătești pentru a participa la un asemenea festival și cu fiecare an au venit tineri tot mai talentați, tot mai bogați în valori autentice în domeniul folclorului. Festivalul din acest an vine cu o noutate, introducerea televotingului. Un lucru inedit pentru aceasta 12-a ediție a Festivalului de Folclor este posibilitatea telespectatorilor, prin intermediul unui televoting, de a-și vota concurentul preferat. El se deschide la începerea festivalului, mâine la 18:30, și se va închide după ora 12, în data de sâmbătă. Astfel, publicul larg din țară și străinătate va avea posibilitatea să voteze preferatul și cu această ocazie cred că vom testa și într-un mod altfel ceea ce juriu hotărăște. În cele 4 zile de concurs, publicul este așteptat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, începând cu ora 18:30. Premiile vor fi decernate sâmbătă, începând de la aceeași oră, iar seara va continua cu recitalul Retarus și Nicolae Furduiancu. Duminică, festivalul se va încheia în comuna Jidvei cu un ecou la gala laureaților. Tronsonul de cale ferată Cojlariu Orăștie este cuprins într-un amplu proiect european de reabilitare. Tronsonul respectiv este componenta coridorului Pan-European 4, iar după modernizare, trenurile vor putea circula pe această linie cu o viteză de 160 de km pe oră. În zona drumului ce pleacă din DN1 spre Vințul de Jos au început lucrările de curățire a terasamentului de cale ferată. Două utilaje eliberau astăzi terasamentul de tot ceea ce înseamnă vegetație pentru ca ulterior să se înceapă lucrările propriu-zise. Pe calea ferată, doi lucrători inspectau ecartamentul. Am făcut-o și noi și spre stupefacția noastră, multe dintre șuruburile de la plăcile metalice care prin traversa de calea ferată nu erau strânse aproape deloc. Stăm și ne întrebăm dacă asta le e menirea sau au fost deșurubate special pentru a fi subtilizate de vânzătorii de fier vechi. Oricare ar fi răspunsul, cert este că aceste șuruburi sunt și ele parte a căii ferate supusă reabilitării prin programul operațional sectorial Transporturi, proiect în valoare de 3,46 de miliarde de lei, din care 2,3 miliarde de lei sunt fonduri europene. Conform programării, lucrările vor fi finalizate în iunie 2014. De atunci încolo, pe traseul Brașov-Simeria vor circula în ritm alert săgeți albastre sau de alte culori, una mai rapidă decât cealaltă, dar și în ritm domod garnituri prăfuite, trase gâfuit de locomotive obosite pufăind la deal. Mihai Babitschi, președintele Uniunii Asociațiilor Revoluționarilor din Alba, a diminuat și mai drastic numărul revoluționarilor veritabili din județ. Dacă nu de mult afirma că doar 40 din totalul de 160 merită acest statut, săptămâna trecută a mai tăiat 25 de pe listă. Invitat joia trecută în studiourile Alba TV, Mihai Babitschi s-a arătat nemulțumit de faptul că se tergiversează la nesfârșit un proiect de lege care îi aparține și care ar înlătura impostorii din rândul revoluționarilor. În condițiile în care eu am vorbit începând cu domnul Boc, ministrul Vlădescu, am fost la București în ultimele luni de vreo 5-6 ori, am inițiat un proiect de lege care să amendeze legea 341, astfel încât în concepția mea, dacă se respecta proiectul meu de lege care e susținut de 3 parlamentari, ai opoziției, ai puterea acum. Deci, 2 peneliști și un PSD-ist, s-ar face ordine în această poveste, pentru că, într-adevăr, sunt foarte mulți impostori. Dacă s-ar respecta spiritul legii, în Alba nu ar fi decât 15 revoluționari veritabili, a adăugat Mihai Babitschi. În Alba n-ar rămâne nici 15, dacă este să se respecte în tocmai spiritul legii. Cei care au condus evenimentele respective, au ocupat obiective strategice, au construit barecade, au avut responsabilități de coordonare, spune legea. Revoluționarii declarați răniți ai Revoluției trebuie să fi fost răniți de glonți și nu în accidente rutiere sau de altă natură, fără nicio legătură cu faptele de eroism din decembrie 1989, mai spune Mihai Babitschi, și are dreptate. 13 candidați din Alba au trecut de proba scrisă cu caracter eliminatoriu la examenele de admitere la INM și magistratură. Proba grilă s-a desfășurat pe 26 august, iar pentru a promova, candidații au fost nevoiți să obțină minim 70 de puncte.
În urma examenelor, doar 9 persoane din Alba au reușit să obțină cele 70 de puncte necesare pentru a promova la Institutul Național al Magistraturii, iar alte 4 au promovat examenul de intrare în magistratură. În capul listei cu 80 de puncte obținute s-a situat fiul secretarului de stat Nicolae Căbulea, fostul șef al Inspectoratului de Poliție Alba. La proba scrisă tip grilă au fost verificate cunoștințele de drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal. Examenul va continua 9 septembrie cu testul de verificare a raționamentului logic, iar între 22 și 30 septembrie se va desfășura interviul. Rezultatele vor fi afișate în 2 octombrie. Pentru instanțele arondate Curții de Apel Alba Iulia au fost scoase la concurs 5 posturi de judecători, 3 la judecătoria Deva, 1 la judecătoria Petroșani și 1 la judecătoria Sebeș. Iar pentru procurori, alte 3 posturi, unul la parchetul de pe lângă judecătoria Aiud, unul la parchetul de pe lângă judecătoria Sibiu și unul la parchetul de pe lângă judecătoria Hunedoara. 2 dintre parlamentarii de Alba au fost aleși în funcție de răspundere ale legislativului. Alexandru Pereș a fost reales secretar al Biroului Permanent al Senatului, iar Clement Negruț va îndeplini aceeași funcție în Camera Deputaților. Senatorul Pereș a fost reconfirmat marți secretar al Biroului Permanent al Camerei Parlamentare. Noua componență a Biroului Permanent, din care face parte și senatorul PDL de Alba, a fost aprobată prin vot secret și electronic cu 82 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. La rândul ei și Camera Deputaților și-a ales tot marți noua conducere. Din aceasta face parte și deputatul PDL de Alba, Clement Negruț, care a fost ales secretar în Biroul Permanent. Această structură de conducere a Camerei Deputaților a fost votată cu 188 de voturi pentru și 8 împotrivă. Aderarea la euro egal 5 criterii, 3 etape. Toate statele care vor să adopte moneda unică europeană trebuie să respecte 5 criterii care țin de stabilitatea economiei respective și să treacă prin 3 etape. În prezent, România îndeplinește 4 dintre cele 5 criterii. Criteriile de aderare la zona euro sunt datoria publică mai mică de 60% din PIB, rata inflației sub 3%, variația cursului de schimb să nu se situeze sub 15%, iar deficitul bugetar să fie sub 3% din PIB. La aceste condiții se adaugă ratele dobânzilor pe termen lung, care nu trebuie să depășească 3,7%. În prezent, România are o datorie publică situată la 34,6% din PIB. O rata inflației de 3%, variația maximă a cursului de schimb nu a depășit 10%, iar deficitul bugetar este de 1,18% din PIB. În ceea ce privește rata dobânzilor, aceasta este de 6,58%. Astfel, datoria publică, rata inflației, cursul de schimb și deficitul bugetar se înscriu în limitele impuse pentru a adera la zona euro. Singurul criteriu pe care țara noastră nu îl îndeplinește este rata dobânzilor pe termen lung. Înainte de adoptarea euro, țara respectivă trebuie să îndeplinească cele 5 condiții de aderare. Apoi trebuie să participe la mecanismul european al ratei de schimb. România trebuie să participe la mecanismul european al ratei de schimb pentru cel puțin 2 ani. Având în vedere că ținta de aderare la zona euro este 2015, țara noastră ar trebui să intre anul viitor în acest mecanism. Ultima etapă este adoptarea efectivă a monedei unice europene. Un interesant studiu IRES realizat după referendum arată că peste 50% dintre români au încredere în mass media, în timp ce doar 32% dintre conaționale se bazează pe sistemul juridic. Dintre toate instituțiile de presă, românii au cea mai mare încredere în mediile audiovizuale. Cei mai mulți români dau credibilitate informațiilor primite prin intermediul presei scrise, iar televiziunea și radioul se bucură de cea mai mare popularitate, 2 din 3 români optând pentru aceste mijloace de informare. Surprinzător oarecum, internetul și presa online se bucură de cea mai mică încredere dintre toate mediile, atingând o popularitate de 58%. În schimb, peste 2/3 din populația României nu mai crede în justiție. De remarcat că aproape 72% din românii dezamăgiți de justiție au studii superioare. Zonele cele mai sceptice în privința justiției sunt Transilvania, Banat și Moldova. Politicienii stau și mai rău. 87% dintre concetățenii nu mai au încredere în partidele politice, aproape 93% dintre aceștia fiind cu studii superioare. Cei mai supărați pe politică sunt românii cu vârste cuprinse între 36 și 50 de ani. Sondajul IRES a fost realizat în perioada 21-24 august și are o marjă de eroare de plus-minus 2,5%. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Vremea rămâne frumoasă și în această seară. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se încadrează între 24 și 34 de grade, iar cele minime între 10 și 20 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni până la 4 grade Celsius. Așadar găsim înregistrate în această seară 18 grade la Alba Iulia, 19 grade la Sebe, 17 grade la Iul și Blaj și 14 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre se va situa în jurul valorii de 14 grade la Alba Iulia, vor fi 15 grade la Sebeș, 13 grade la Iud și Blaj și 11 grade Celsius vor indica termometrele pentru Câmpeni. Vremea se va menține frumoasă și mâine. Va fi chiar mai caldă decât în mod normal în această perioadă din an. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade, iar cele minime între 11 și 21 de grade, mai scăzute în depresiuni până la 5-6 grade Celsius. Așadar, aproximăm pentru mâine maxime termice de 34 de grade la Alba Iulia și Sebeș. Vor fi 33 de grade la Iud și Blaj și 30 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Poi mâine vremea se va răci ușor, cerul va fi variabil, iar în zona montană cu totul izolat vor fi ploi slabe. Vântul va avea unele intensificări. Temperaturile maxime în ușoară scădere față de ziua precedentă se vor încadra între 22 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 20 de grade Celsius.